Salutare în familie și bun venit la a doua parte a episodului Mituri ale iubirii. Sunt alături de iubita mea, Diandra, care a fost de acord să continuăm acest episod împreună. Diandra, din nou îți mulțumesc pentru participarea ta la Conversații la Cafea. Cum te simți după primul episod, care a fost un succes enorm? La fel. Ți-ai schimbat părerea despre lucrurile pe care le-am discutat anterior? Nu. Ok. Vrei să recap... Nu. Dar vrei să, hai să recapitulăm despre ce am vorbit data trecută ca să prindem cumva firul. Primul lucru pe care l-am discutat este dacă sunt într-o relație cu o persoană, nu. Nu, era cel cu sacrificiul. Dacă iubești cu adevărat pe cineva, te sacrifici pentru acea persoană. Asta a fost primul lucru pe care l-am discutat. Concluzia la care am ajuns este că dacă ești într-o relație cu o persoană, dacă iubești o persoană, te dedici. Te dedici acelei relații, indiferent că este vorba de prietenie, colegialitate, iubire, familie, etc. Deci te dedici, nu te sacrifici. Dacă este făcut să fie, va fi. Care a fost concluzia noastră? Dacă muncești, va fi. Dacă muncești, va fi. Asta înseamnă că viața e posibil să vă aducă din nou și din nou împreună, dar dacă voi nu munciți și nu găsiți acele mici schimbări, modificări pe care le puteți face și pe care aveți nevoie să le faceți, nu o să fie. Ok? Și al treilea lucru, o singură persoană este sufletul nostru pereche. Aici parcă fusese puțin... Aici a fost controversat. Ok. Care a fost părerea ta? La mine a fost că... Nu știu exact ce înseamnă acest suflet pereche ca să pot să-mi dau cu părerea dacă există doar unul sau nu. Ok. Și tu ai spus că există câte un suflet pereche pentru fiecare domeniu al vieții sau... Nu știu dacă mă înțelegi, că poți să găsești un suflet pereche exact, în orice. Da, toți oamenii pe care îi întâlnesc sunt îți formează acel caracter, viață de simplu pe care ai. Drăguților, M-Family, hai să începem chiar cu provocarea asta, pentru că eu și Diandra nu am reușit să cădem de comun acord pe treaba asta cu sufletul pereche. Vreau să îmi spuneți, vreau să îmi scrii chiar tu în secțiunea de comentarii ce înseamnă pentru tine sufletul pereche și dacă tu crezi, dacă ești de acord cu ideea că o singură persoană este sufletul tău pereche. Așa că lasă acum un comentariu și abia aștept să citesc părerea ta. Bun, Diandra, episodul trecut a trebuit să ne oprim pentru că depășisem o oră, ceea ce este un record absolut. Vreau să începem cu un rând de aplauze pentru noi și pentru echipa noastră. Bravo! Woo! Și pentru că am ajuns la... și pentru că am ajuns la o oră, a trebuit să ne oprim ca să dăm un timp de gândire comunității noastre să asimileze informațiile, probabil să ne odihnim și noi, dar pentru că avem energie de data asta multă, suntem caști în timp ce zic că avem energie. Dar pentru că, repet, avem energie de data asta, o să continuăm cu următoarele 3 idei pe care le-am pregătit. O să ți le spun. Urmărim exact același model ca și data trecută. Nu trebuie să vin de acord unul cu altul. Nu trebuie să negăm poate ce am spus eu, adică că sunt false. Fiecare spune părerea lui și la final încercăm să venim cu o concluzie sau cu o completare, o schimbare. Bun. Prima frază pe care o vom discuta este: persoana cu care sunt împreună este responsabilă de fericirea mea. Și hai să zic de ce vreau să discutăm despre ideea asta. Pentru că atunci când nu suntem împreună cu cineva, ne este foarte greu să aruncăm responsabilitatea asta a fericirii și a nefericirii noastre, a sentimentelor pe care le avem sau pe care ne-am dorit să le simțim, a nevoilor noastre. Pentru că atunci când suntem singuri, înțelegem că toate stările pe care le avem sunt un rezultat direct a acțiunilor noastre, a deciziilor noastre, a alegerilor noastre. Însă, atunci când începem o relație, este ca și cum am spune: de acum încolo tu ești responsabil de tot ce simt eu, fă-mă fericit. Mi se pare că așa se întâmplă majoritatea relațiilor. Așa că ăsta este unul dintre motivele pentru care vreau astăzi să discutăm despre această idee. Și chiar crezi că ți-ai găsit persoana potrivită cu care să discuți despre asta, nu? Cum să nu? De ce n-ai fi? Știi că eu am o viziune puțin... Da, știu. Tocmai de-aia vreau să discutăm despre asta. Ideea e că mi se pare o prostie să spui că nu ești responsabil. Dar... Că nu ești responsabil pentru ce? Pentru fericirea celui de lângă tine. Ok. Dar lasă-mă puțin să definesc acest responsabil. Da. Că e posibil să-l vedem diferit și să ți se pare o prostie, ceea ce tocmai am spus eu. În viziunea mea, în momentul în care începi o relație cu cineva, este absolut normal să-ți dorești să-ți vezi partenerul fericit.
și să ajungi să faci anumite lucruri pentru că vrei să-l vezi fericit. Da. Nu știu, spre exemplu, ca să îți dau un exemplu de lucru mic, știi, nu mă refer aici la compromisuri sau alte chestii, dar spre exemplu, tu știi că mi-e place să dorm până mai târziu. Mm-hmm. Știu. Ție nu-ți place chestia asta, dar în același timp faci și tu asta când suntem în weekend-uri și ai programul liber, pentru că știi că mie îmi place să ne trezim un weekend mai târziu. Da. Adică, și știi că lucrul ăla mă face fericită pe mine. Da. Dar nu știu cum să mă exprim ca să zic exact ceea ce vreau să zic. Mi se pare dus mult prea la extrem acest tu nu ești responsabil de fericirea adică celui în care ești într-o relație. Te referi că cumva ajungi în punctul în care efectiv nu mai faci nimic ca să-i aduci o stare de bine celui de lângă tine. Da, ceva de genul. Ok. Ceea ce mi se pare greșit, adică ok, într-o relație trebuie să fii fericit, dar trebuie să și contribui la fericirea aia comună. În viață trebuie să fii fericit. Mă rog, trebuie, că nu trebuie să fii fericit, dar nu e doar în relație. Dar ce e fericire? Dacă tot vorbim atâta despre fericire și responsabilitatea asupra fericirii și să fim fericiți și așa mai departe. Cred că fiecare vede... Nu cred că fiecare vede fericirea diferit, cred că cu toți o simțim la fel, dar cred că cu fiecare dintre noi și-a fericirea dintr-un loc diferit. Categoric. Eu, de exemplu, îmi iau fericirea din felul în care simt că mă dezvolt pe mine ca și om. De aici am o stare de bine, pentru că simt că am mai pus o cărămidă la construcția pe care vreau să o fac. Îmi iau fericirea din impactul pe care pot să îl am în jurul meu, nu neapărat în să schimb lumea, pur și simplu în cercul meu. Și îmi iau fericirea din faptul că văd că am un progres în lucrurile pe care le fac, în pasiunea mea, de exemplu. Îmi iau fericirea din lucrurile asupra cărora simt că eu am control. Rare ori încerc să-mi iau fericirea din relație, pentru că simt că m-aș folosi într-un fel de relație ca să fiu fericit, înțelegi ce zic? Simt, aș folosi eu ca o resursă relația, n-aș mai folosi eu ca pe un loc unde mă duc să ofer mai departe. De asta încerc să-mi iau fericirea din lucrurile pe care eu le controlez, asupra cărora eu simt că am control. Asta e un mindset foarte sănătos, dar în același timp mi se pare greșit tu având mindset-ul ăsta să ai pretenția ca și oamenii din jurul tău să aibă fix același mindset. Ok, da, complet de acord. Adică, ok, tu gândești așa pentru tine, e foarte bine, îți iei fericirea de unde vrei, tu faci ce vrei cu fericirea ta, dar nu te aștepta ca cel de lângă tine să înțeleagă sau să procedeze la fel ca tine. Eu o să încerc să vorbesc despre asta cât de mult pot. Despre lucrurile în care cred, despre mindset-ul ăsta. Pentru că n-a fost mereu așa. Iar mi se pare greșit, pentru că tu acum, ceea ce mi se pare că vrei să faci este să întipărești viziunea ta în mințile altor persoane. Și îți dau, mult spus, dar tu încerci să mă faci pe mine să cred felul tău de a gândi. Să încep și eu să gândesc ca tine. Ok. Pentru că ție așa ți se pare sănătos. Și descalifici felul în care eu gândesc. Cred că ce încerc eu să fac nu este să-i fac pe alții să gândească ca mine, ci încerc să fiu foarte vocal în privința mindset-ului meu. Pentru că am simțit pe propria piele ce avantaje mi-a adus și ce lucruri bune s-au schimbat în viața mea. Și să încerc în același timp să fiu poate mai zgomotos decât negativitatea care se află în jurul meu. Pentru că sunt de părere că în viața noastră de zi cu zi, negativitatea este mult, mult, mult mai zgomotoasă și mai gălăcioasă decât pozitivitatea, decât mindset-ul sănătos. Așa că prin toată activitatea pe care o fac acum, prin podcast-urile astea, prin contentul de pe Instagram, prin texte, prin absolut, eu încerc să fiu și eu puțin mai zgomotos, mai puternic în vizibilitate. Ok, și dacă auzi că altcineva gândește diferit față de cum gândești tu? Noi gândim diferit, de exemplu. Păi da, și ce faci în situația asta? Încerc să învăț de la tine dacă simt că am ce să învăț. Sau să încerc să mă resemnez cu ideea că celălalt nu gândește cum gândesc eu. E un punct frustrant, poate, unde sunt, că ori încerc să mă uit să văd dacă pot să învăț ceva de la omul respectiv, dar dacă simt că nu se pupă cu credințele mele,
nu încerc să mă bag în viața omului respectiv, dar nici nu-l las pe el să intervină în viața mea și în gândirea mea. Și cred că fiecare dintre noi ajungem să facem chestia asta, pentru că ceea ce credem noi este rezultatul a ceea ce am gândit până atunci. Dar fiind încântat cu rezultatele pe care le am, eu, pe pielea mea, încerc să vorbesc cât mai mult despre chestia asta. Nu-mi dau seama dacă ne-am abătut sau nu. Ne-am abătut, nu? Da. Ok. Dar în continuare suntem aici. De exemplu, dacă eu m-aș simți responsabil pentru fericirea ta, eu aș încerca să fac eu anumite schimbări în viața ta sau să încerc eu să mă implic mai mult în viața ta decât aș avea putere, că n-am control să fac asta în viața ta, ca tu să fii fericită în cazul în care te-aș vedea nefericită. Vorbesc în modul ăsta, în ipoteza asta. În cazul în care te-aș vedea nefericită, eu aș încerca să fac anumite schimbări eu în viața ta ca tu să fii fericită. Lucru pe care n-aș putea să-l controlez în veci. Este o iluzie că aș putea să fac asta vreodată. În schimb, ceea ce pot să fac este ori să rămân aici răbdător și să fiu lângă tine ca un suport emoțional, ca un sprijin la care tu să poți să apelezi dacă simți că ai nevoie. Și asta simți că e responsabilitatea mea, să te anunț sau să te fac să simți că poți să ai încredere în mine și că sunt aici să te sprijin. Sau, dacă nu sunt dispus să fac asta, să mă retrag din acea relație. Sunt două chestii pe care simt că le fac, pentru că dacă aș rămâne acolo și aș trage de tine să faci tu niște schimbări, te-aș face pe tine să simți că nu ești destul de bună pentru relația noastră. Și dacă aș rămâne și n-aș face nimic, înseamnă că nu te-aș iubi. Pentru că n-ai cum să rămâi lângă cineva să vezi că omul respectiv este nefericit sau își face rău și tu nu faci nimic. Zici, bă, e treaba lui, nu mă bag. Eu îl iubesc, dar treaba lui. Adică ori plec, ori te fac să înțelegi că sunt un sprijin pentru tine și te aștept să apelezi la ajutorul meu dacă tu simți că ai nevoie. Complet de acord până aici, dar nu ți se pare puțin dus la extrem? Nu ceea ce ai spus tu, ci mitul în sine, formularea lui în sine. Asta cu persoana cu care sunt împreună este responsabilă de fericirea mea? Da. Sau... Mie mi se pare o chestie care e întipărită de atât de mult timp în capul nostru încât mi se pare absolut normal să fie așa. Adică eu până acum 4-5 ani eram sigur că eu sunt responsabil de fericirea cuiva. Fericirea părinților, fericirea fratelui meu, fericirea iubitei, fericirea prietenilor. Că atunci când e ziua ta și vrei să te asiguri că toată lumea se simte bine și te duci la fiecare în parte, îl întrebi, mai vrei ceva, mai nu știu ce și îți stresezi. Păi da, nu neapărat că ești responsabil, cât în momentul în care iubești pe cineva sau ții la cineva sau ți-e drag de cineva, nu vrei să-l vezi pe acel cineva fericit? Ba da, pe aici eu asta vreau să schimb, doar cuvântul responsabil. Că persoana cu care sunt împreună, nu știu, îmi doresc să o susțin să fie fericită. Și am schimbat, dar nu sunt responsabil. Pentru că atunci când ești responsabil și eșuezi în ceva, apoi te simți vinovat. Cu toate că acel eșec, adică nu nereușita de a-l face pe celălalt să fie fericit, n-a ținut niciodată de tine, tu ajungi să ții asupra ta o vină care nu este a ta niciodată și îți faci rău tot ție pentru un lucru pe care tu n-ai fi putut niciodată să-l schimbi. Dar atunci când sunt împreună cu cineva, aleg să fiu un suport emoțional, să susțin pe cel de lângă mine într-un fel sau altul să fie fericit. Nu să mă bag peste el, nu să mă bag în viața lui, ci să-l anunț pur și simplu ca o plasă de salvare. Dacă vrei să sari și ți-e frică să nu cazi, sari, pentru că eu sunt aici să te prind. Fă saltul. Sunt aici să te prind dacă e să cazi. Dar asta este modificarea. Și cum ai reformulat-o? Susțin persoana cu care sunt împreună să fie fericită. Sau susțin persoana cu... Sunt alături de persoana cu care sunt împreună să fie fericită. Nu știu, nu-mi dau seama. E o formulare ciudată că o zic așa, dar nu-mi dau seama ce formulare putem să găsim. Sunt responsabil să susțin persoana cu care sunt împreună să fie fericită. Asta e responsabilitatea mea, să o susțin. Să fie fericită pe cont propriu sau să particip și tu la fericirea ei? Eu nu mă deranjează să particip la fericirea ei. Dar...
am o idee care poate asta e dusă prea mult la extrem și iar o să mă faci un robot emoțional. Depende, dacă să mă înțelegi puțin, eu în momentul în care iubesc pe cineva, îmi doresc să particip la fericirea lui. Ok. Să fac lucruri care îl fac fericit. Uite, de exemplu, dacă copilului meu i-ar fi foame, nu m-aș duce să iau mâncare. Deci să zicem că, nu știu, sunt un om al peșterii, nu m-aș duce să-i vânez eu mâncare sau să mă duc să pescuiesc eu un pește să-i aduc. Fac asta cât el nu poate să o facă. Dar de la un punct încolo, l-aș lua cu mine și l-aș învăța singur să pescuiască. Ca atunci când e foame să nu depindă niciodată de prezența mea acolo. Da, aici eu complet de acord. Așa și cu fericirea. L-aș susține pe omul respectiv să învețe să-și găsească singur fericirea înăuntru lui de fiecare dată. Ca, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva cu mine, să nu am presiunea asta pe cap, bă, se întâmplă ceva cu mine, omul ăsta o să fie nefericit. Pentru că îi fac mai mult rău decât bine. În felul ăsta. Îl susțin pe el să-și găsească puterea de a fi fericit în interiorul lui de la sine și eu să mă bucur pentru fericirea lui. Eu să fac poate parte din proces, dar punctul final să fie al lui, puterea de a-și găsi fericirea. Da, nu știu, mi se pare că te-ai dus prea departe și nu... Nu știu dacă putem, adică pot să empatizez cu tine și să fiu de acord cu tine până la un anumit nivel, dar după nu mai pot. Nu e nicio problemă, că de asta purtăm discuțiile. Dar asta e opinia mea și mi-o susțin. Știu. Dacă iubești pe cineva, ești fericit pentru fericirea lui, chiar dacă tu nu ești motivul fericirii lui. Și ție se asta în viața de zi cu zi? Mie mi se pare că eu, ca și om în sine, sunt puțin absent emoțional câteodată. Adică, zic, în relația cu tine. Și nu știu dacă mi-e foarte greu să spun dacă mi-este sau nu cu adevărat. Dar ceea ce sper să-mi iasă este să am răbdare cu noi încât amândoi să găsim puterea de a ne găsi fericirea în interiorul nostru și să putem să ne împărtășim unul cu altul împreună. Are punctul la care îmi doresc să ajungă relația noastră. Foarte emoțional. Nu, dar nu vreau să mă cer cu tine pe YouTube. Bun, să te... Prefer să tac. Treci la a doua idee? Da. Cel mai important lucru într-o relație este comunicarea. Da. Ok, ești de acord? Da. Tu? Dacă comunici și celălalt îl ascultă? Păi iar, hai să disecăm termenul comunicare ca să fim... Ok. Eu când aud asta, cel mai important lucru într-o relație este comunicare, eu văd doi oameni care stau față în față și vorbesc. Fiecare zice ce vrea, celălalt zice și el. Nu contează cine ce a înțeles, e important de că s-a zis. Nu știu, eu deja când mă gândesc la comunicare, mă gândesc la o comunicare eficientă, în care se ascultă reciproc, în care vorbesc reciproc, în care știu să-și spună nevoile, în care știu să își exprime sentimentele. Păi, aici vreau să ajung. Gândește-te la chestia asta, te trezești de dimineață, vezi că mi-am lăsat șosetele și pantalonii și toate astea prin toată casa, vezi că am lăsat mizerie în bucătărie, etc. Eu mă duc la sală, în timpul ăsta tu te trezești, te enervezi efectiv că vezi toate lucrurile astea, zici hai că le las, nu contează, dar rămâi nervoasă, eu vin de la sală, tu te uiți la mine urât, eu te întreb ce ai, tu zici nimic, te mai întreba toată, ce ai, nu am nimic, e sigură? Da, sunt sigură, hai nu mă mai enerva. Mergem la birou, ai toată ziua o stare nasoală, ne întoarcem acasă și seara gen, fac o chestie care te enervează din nou și izbucnești. Mie nu vine să cred că tu ai izbucnit atât de tare la chestia mică și îmi spui că te-ai enervat chestia mică sau poate îmi spui tot rostogolul de evenimente care au dus la chestia aia. Asta poate să fie comunicare, că mi-ai spus ce te-ai enervat. Dar asta nu e o comunicare eficientă și... care, nu știu, să asigure... Cred că mai tare mă enervează când îmi mănânci toate roșiile decât când îți lași șosetele și hainele aruncate. Asta ca o mică paranteză. Am dat un exemplu. Ce este important la o comunicare? Cred că cel mai important la comunicare e să asculți. Asta e. Să asculți, să încerci să fii lângă cel pe care îl asculți, să încerci să-l înțelegi. Să fii prezent. Era o vorbă. Majoritatea nu comunicăm ca să ne auzim, ci comunicăm ca să răspundem.
Asta e. Atunci când celălalt spune ce simte și tu te gândești deja la ce poți să-i spui ca să-i arăți că ai dreptate, nu te aștept nimic. Nu, ai o lupta orgolilor. Comunicarea este eficientă abia în momentul în care o facem ca să găsim o soluție. Dacă n-ai cu cine să comunici, poți să ai cea mai bună comunicare din lume. Dacă ăla de lângă nu ascultă și nu este acolo prezent, cum ai zis și tu, și nu e acolo ca să te ajute într-un fel sau altul, nu faci nimic cu comunicarea. Da, dar hai să nu ne raportăm numai la comunicarea în caz de nevoie. Mai e și comunicarea asta, eu știu cum să o numesc, de zi cu zi, da, simplă. Cum fac, da. Gen small talk-urile, care, mă rog, nu sunt chiar small talk-uri în cuplu. Dar mie și astea mi se par foarte importante. Și iar pentru asta ai nevoie să fii prezent. Adică e foarte frustrant când unul dintre parteneri își ia timp să petreacă timp împreună cu partenerul și fac chestia asta fizic, dar psihic unul stă degeaba și vorbește și celălalt stă pe telefon. E foarte frustrant și foarte enervant să vezi. Adică ți se pare o lipsă de respect. Cel puțin eu așa o văd. Ți se pare că tu nu însemni nimic? Vorbește despre mine, că nu v-ați spus. Exemplele din viața sunt cele mai bune. Sunt perfect de acord, da. Pentru că și noi întâmpinăm genul ăsta de lucruri. De aici învăț. Adică din genul ăsta de evenimente prin care noi trecem, învăț lucrurile astea. Cum de altfel am învățat amândoi toată relația. Da, mi se pare că da, comunicarea e importantă, dar felul în care comunici e mai important și prezența ta psihică acolo în situație iar e foarte importantă. Deci cum am putea să definim ideea asta încât să fie corectă? Deci cel mai important lucru într-o relație este? Să asculți? Ascultarea reciprocă. Ascultarea reciprocă, ok. Bun, foarte bine zis. Da, asta mi se pare cel mai important lucru, nu comunicarea. Implicit, dar ca să poți să comunici, ai nevoie să asculți. Asta era ideea. Și ca să poți să asculți, ai nevoie ca celălalt să comunice, că altfel n-ai avea ce să asculți. E un cerc care se alimentează. Da. Bun, ultima idee, dar nu cea mai neimportantă, nu le-am luat într-un anume mod al importanței. A treia idee este, certurile sunt un semn că relația nu mai merge bine. Da și nu. Ok. Mai degrabă, tensiunile sunt un semn că relația nu mai merge bine, ca să zic așa. Ok. Adică faptul că există multe certuri nu înseamnă neapărat că relația nu mai merge bine. Dacă certurile alea se soluționează cum trebuie, mm-hmm. Cum trebuie în sensul că găsiți o soluție cu care sunteți amândoi de acord și puteți să conviețuiți și să mergeți înainte. Alea sunt niște certuri foarte benefice, pentru că vă dezvoltă. Dar dacă voi vă certați și nu ajungeți la o concluzie, la o finalitate, sau poate că ajungeți la o concluzie, dar nu e cea favorabilă, poate că rămân lucruri nespuse, atunci rămâne tensiunea aia, e inevitabil, n-are cum să nu rămână. Nu rămâne doar în cazul în care unul dintre ei închide ochii și merge așa mai departe. Da. Dar dacă rămâne tensiunea aia te distruge ușor, ușor. Da. Și se și transmite de la unul la celălalt. Exact, asta vreau să zic, o energie pe care o simți constant. E imposibil să poți să ai din nou o energie bună dacă cel de lângă tine cu care ești într-o relație îl simți că e tensionat. Exact. Mai e și tensiunea pe care, nu știu, o ai că ai niște zile mai pline la muncă sau la școală. Da, unde, ok, da, ajungi acasă, ești leșinat, nu ai chef de nimic, nu vrei să mai auzi nimic, nu vrei să mai vezi pe nimeni, cum sunt eu. Da. Dar nu e o tensiune care are legătură cu relația. E tensiunea mea. Da, 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 pe care o construiești. Da. Ca, nici asta nu e benefică. Nu zic că e normal, dar cumva se explică. Adică știi că e o cauză. Dar, în orice caz, tensiunea din urma certurilor, aia destramă o relație. Nu cearta în sine, ci tensiunea. Ok. Că certuri și noi avem și am avut și eram foarte fericiți că nu le avem, dar de fapt... Da, țin minte că am avut o perioadă de câteva luni, un an, în care ziceam, noi nu ne-am certat niciodată, ce bine suntem, ce nu știu cum. Aveam discuții, dacă te este gândești. Da, dar și acum avem, adică nu avem certuri în sensul că țipăm sau, pur și simplu... Nu, cred că am avut vreodată vreo ceartă de genul. Nu țipam niciodată. Dar ce voiam să zic este că
adică care crezi că e motivul pentru care cineva ajunge să aibă o ceartă? Ceartă exact cum avem și noi, nu zic ceva violent. Care cred că e motivul? Mm-hmm. Motive pot fi vende. Nu știu, ele de la bază, nu zic motivul efectiv al... Păi poate să plece de la faptul că unul e dezordonat până la faptul că, nu știu, i-a găsit mesaje în telefon. Sau poate să plece de la faptul că n-a stat de noapte bună până la... Stai seama că fiecare are fixurile lui, adică... Asta vreau să zic. Certurile apar fix din cauza sau datorită faptului că suntem diferiți, unici într-un mod sau altul. Și vedem lucrurile diferit, fiecare interpretează lucrurile diferit. Tu te-ai născut într-o familie de unde ai primit o educație, o gândire, exemplu, modele, stil de viață. Iar eu m-am născut în alta în care am primit educație, stil de viață, părinți diferiți. Da. Inevitabil venim cu un bagaj. Exact, venim cu un... Și nu bagaj emoțional pe care nu-l conștientizăm, pur și simplu filtrul nostru prin care trecem toate întâmplările și înțelegem viața este complet diferit. Da. Și în momentul în care tu vii și stai cu mine la masă și noi discutăm, noi putem să vorbim despre telefonul ăsta așa cum este. Dar fiecare, eu dacă ți arăt acum partea asta, eu probabil o să mă uit la lentile, tu probabil o să te uiți că e praf pe aici sau o chestie genul ăsta. Fix la asta m-am uitat. Nu? Deci fiecare vede într-un lucru ceva și poate că ne uităm amândoi la lentilă, dar fiecare dintre noi înțelege lentila asta într-un mod anume. Ideea este că lumea din exteriorul nostru este obiectivă, dar în interiorul nostru trăim de fapt lumea asta, pentru că ne uităm în jurul nostru, decodificăm totul, adică ochii noștri primesc lumină în retină. Văd... Oh, ce departe te-ai dus! Ascultă-mă o secundă, că e mișto. Păi nu că știu explicația, o știu. Privești lumea din exterior și cumva filtrezi toată informația, dar tot ce vezi de fapt în jurul tău este aici, aici se derulează. Toate mirosurile pe care le ai, tu poate că le simți interiorul tău, dar tu le preiei și le decodifici tot aici, în creier. Toată lumea pe care o simți, pe care o vezi în jurul tău, de fapt se întipărește aici, în capul tău. Asta înseamnă că lumea poate să fie cât de obiectivă vrea ea. Dar dacă eu decodific și înțeleg informațiile din jur în modul meu propriu, eu o să fie o lume subiectivă de fiecare dată. Noi doi, dacă ne așezăm la masă și vorbim despre un lucru, s-ar putea să ne certăm tocmai pentru că vedem lucrurile diferit. Cum era exemplul ăla cu 6. De exemplu, dacă eu fac acum un 6 aici, eu văd 6, tu vezi 9, da. Că te uiți de acolo. Nu, certurile nu ne arată că relația nu merge bine. Certurile ne arată că suntem diferiți și că e normal să ne certăm. Ce ne arată că relația nu merge bine este când nu reușim să trecem peste sau să ajungi la un consens. Să ajungi, da, să găsești o soluție pentru cearta respectivă. Mi se pare extrem de important să înțelegem treaba asta, să înțelegem că o ceartă nu este niciodată un semn pentru sfârșitul relației, ci este un pas spre maturizarea relației. Da, pentru că începem și spre dezvoltarea ta. Pentru că indiferent dacă soluționezi cearta respectivă sau dacă nu o soluționezi, se ajunge la despărțire, tu oricum ai crescut ca persoană. Da. Asta dacă înțelegi ce trebuie din cearta, da, respectivă. Da. Ai nevoie de empatie, ai nevoie să începi să privești din cealaltă direcție, ai nevoie, adică să mă ridic la masă, ia mă, de ce vede ea nouă acolo? Adică să poți să văd și din perspectiva ta. Chiar vă rog să scrieți în comentarii care este cea mai bună metodă prin care voi ați reușit până acum să aplanați o ceartă. Sunt foarte curios să văd care sunt metodele pe care voi le folosiți și dacă le-am folosit și vreodată în relația cu Diandra. Așa cum am putea să reformulăm ideea asta. Certurile sunt un semn că relația nu mai merge bine. Nu știu neapărat dacă aș înlocui certurile cu tensiunile. Ok. Când nu mai vrei să găsești o rezolvare, o soluție, este un semn că... Când nu găsești soluția... Când nu mai vrei să cauți o soluție, e un semn că relația nu mai merge bine. Da. E ok așa? Da. Când nu mai vrei să găsești o soluție, e semn că relația nu mai merge bine. A fost un episod scurt de data asta. Cât am avut? O jumătate de oră? Jumătate de oră, fix. Dar simt că am trecut bine prin ele. Da. Nu neapărat când nu mai vrei să găsești soluția, că poate tu vrei să găsești soluția. Dar poate că nu mai poți să o găsești, pentru că ajungeți să nu mai fiți compatibili încât să găsiți, okay, soluția. Când nu mai puteți să găsiți o soluție. Când nu mai există soluție. Păi sau da. E prea dramatic. Nu, e prea dramatic, asta înseamnă că deja ai încercat. Eu vreau să mă duc către ideea că nu certurile sunt partea proastă, ci atunci când nu ești dispus să cauți o soluție. Ah, ok, atunci da.
Când nu mai vrei să cauți soluția... E un semn că relația nu mai merge da, bine. Da. Tu sau celălalt, adică nu da, contează da, da. Cine. Cum ți-a părut episodul ăsta? Scurt și la obiect. Scurt și la obiect, da. La trecută, nu că ne-a îndungit, dar mi s-a părut că am făcut un intro care chiar a fost necesar. Drăguților, mie mi se pare că eu nu mi-am spus cu adevărat punctul legat de... Spune, te rog. De mitul acela, că tu nu ești responsabil. Așa. Adică n-am lăsat foarte clar să se înțeleagă care e punctul meu de vedere. Ideea e că nu sunt... Stai că nu mai știu cum era mitul, dacă era cu negație sau nu. Pe care persoana cu care sunt împreună este responsabilă de fericirea mea. Nu sunt de acord cu el. Adică, da, complet de acord că eu nu sunt responsabilă să te fac pe tine fericită. Da. Dar în același timp, mi se pare normal ca într-o relație să vrei să-l faci pe cel de lângă fericit. Ok, just, sunt de acord cu asta. Să faci acele gesturi care știi că ar aduce... Da, și la fel și cu lucrurile care celuilalt nu-i plac. Da. Sunt de acord, sunt, nu mă înțelege greșit. Eu nu spun că nu vrei să-l vezi pe cel de lângă tine fericit. Spun doar să nu ajungi să te simți tu responsabil pentru... Asta îți spun, că mi se pare puțin dusă la extrem, că dacă iubești pe cineva, nu vrei să ții mâinile în totalitate și să zici, ia bă, hai să văd dacă ești fericit. De ce? Pentru că ți-e frică că dacă o să fie fericit de pe cont propriu, nu o să mai aibă nevoie de tine. Nu, nu, stai că... Eu voiam să zic ceva de genul că nu poți să fii nepăsător dacă cel de lângă tine e supărat sau fericit. La asta mă refer. Nu că să nu-i dai voie să fie fericit că ți-e frică că pleacă. Asta e altă discuție. Ok, bun. Bun. Adică nu voiam să ajungem în direcția asta, să simți nu, că... Nu, mă refer strict. Dacă tu îți vezi partenerul supărat pe canapea, leșinat, trist, anxios și toate cele, pe tine se doare undeva. Adică exact, la asta mă refer. Exact aici voiam să ajung și foarte bine că ai punctat asta, că uitasem să zic. Să nu fii responsabil nu înseamnă să nu te intereseze. Păi asta vreau să spun. Dar în momentul în care tu îl vezi pe partenerul tău că e anxios și că stă pe canapea și că nu... nu are poftă de viață sau că e trist, nu vreau să se rupă ceva înăuntru tău și să spui undeva eu pe drum am greșit în relația asta și nu am reușit să-mi duc la bun final responsabilitatea mea de a-l face pe el fericit. Faptul că el stă acum pe canapea înseamnă că e nefericit. Nu, te duci la el și spui te iubesc și nu-mi doresc să te văd în situația asta. Ceva în interiorul meu se rupe când văd că ești trist și că nu reușești să te bucuri de viață și de ce ai acum în jurul tău. Vreau să știi că dacă te pot ajuta cu ceva, m-aș bucura enorm să apelezi la mine și la susținerea mea. Și sunt aici pentru tine, sunt aici să te susțin. Eu vreau nu să te rup de celălalt din punct de vedere emoțional, să spui nu mă interesează că e celălalt nefericit, nu e treaba mea. Mi se pare important să te duci și să-l anunți pe cel de lângă că ții la el și că îți dorești că el să fie fericit. Și că ești dispus să faci lucruri ca să-l ajuți să fie fericit, să-l susții. Ce mi se pare greșit este să te uiți la el să spui, e vina mea că e nefericit. Aici vreau să ajung. Pentru că dacă tu ai fi făcut vreodată ceva ca el să fie trist sau l-ai făcut vreodată nefericit într-un fel sau altul, el putea oricând să plece de acolo. Faptul că a rămas înseamnă că și-a asumat acel lucru și că a rămas acolo în continuare și că a dat o șansă. Cred că putem să facem un alt episod despre chestia asta. Da. Cu siguranță. Nu, eu despre fiecare subiect în parte cred că putem să facem. Depinde cu ce empatizăm. Pentru că tu poate empatizezi mai mult cu chestia asta. Dar cum ai concluziona ideea? Cred că tot așa se leagă cu primul mit. Și ai zice ceva de genul atunci când îți pasă, acționezi sau ceva de genul. Ok. Bun. Dacă îl iubești pe cel... Mă gândeam să păstăm aceeași... Dacă ții la cel de lângă, îl susții să fie fericit, îl susții în fericirea sa. Îl susții. Îl susții. Că iar și să folosim termenul de fericire mi se pare foarte vag și... Îl susții. Gata, nu mai am nimic de zis.
Îți mulțumesc mult că ai urmărit episodul până acum și că ai rezistat până la final. M-aș bucura enorm să lași în secțiunea de comentarii un lucru pe care l-ai învățat din episodul ăsta și care simți că o să te ajute, sau un lucru cu care ești de acord sau cu care nu ești de acord. Vreau să știu care este părerea ta despre ce am discutat până acum. O să continuăm cu seria asta de episoade în cazul în care ți-a plăcut. Spune-ne ce alte subiecte ai vrea să discutăm și o să încercăm să le abordăm pe fiecare parte. Până data viitoare, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să te dovedești. Salutare!